Astăzi au fost vaccinate anticovid peste 200 de cadre medicale la nivelul județului Mehedinți. Potrivit raportărilor oficiale, până în acest moment nu au fost înregistrate nicio reacție adversă de tip alergic. Campania de vaccinare anticovid continuă. Până astăzi au fost vaccinate anticovid 225 de cadre medicale la nivelul județului Mehedinți. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost vaccinate 225 de persoane, după cum urmează. La centrul de vaccinare de la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin au fost vaccinate 180 de persoane, la centrul de vaccinare de la Spitalul Municipal Orșova 20 de persoane, iar la centrul de vaccinare Strehaia 25 de persoane. Totodată, peste 5100 de persoane confirmate cu COVID-19 în Mehedinți de la începutul pandemiei și până în prezent. În acest moment, 114 persoane sunt internate, iar 258 sunt izolate la domiciliu asimptomatice. 31 de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și 2 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 353 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 114 persoane sunt internate în acest moment. 258 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost confirmați cu COVID-19 31 de persoane și au decedat 2 persoane. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,14.